Morar în centru, Morar. Îl vede liber în partea dreaptă pe Ciolacu. Ciolacu șutează! Barago! ASEA! Gol! Andrei Ciolacu! Un gol incredibil al lui ASEA după o repriză în care Concordia a dominat clar. Ciolacu prinde acest șut neașteptat de la marginea careului în diagonală, iar Drăghia este învins. Nu a fost un șut puternic, un șut însă foarte bine plasat. Mingea lovește cele două bare și intră în plasă. 1-0 pentru cei de la ASEA Târgu Mureș. Ciolacu foarte aproape să aducă un succes. ASEA, pentru cei de la Concordia, primește Neluț Roșu. Roșu centrare cu efect, lovitură de cap, Albu din Omigode. Gol, 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 machiază și Neluț Roșu. Gol Concordia. Nu, Cioză. Vedem această centrare foarte bună pentru Albu. Mingote respinge cu un reflex foarte bun, însă pe fază Ciobanu este cel care înscrie 1-1. Iată că ASEA nu reușește să țină foarte mult acest avantaj. Este pentru că a evitat eșecul, a evitat ce era mai grav. Fesi aici blochează, însă apare Vlad Morar. Situație bună pentru ASEA. Morar așteaptă Ciolacu. Morar, Morar trimite în dreapta pentru Iacobovici. Iacobovici iese bine. Drăghia, faza nu s-a încheiat și gol! Gol, 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 ASEA! Fabil! Celor de la ASEA, celor de la Concordia nu le vine să creadă. Iată-l pe Fesi, blocat de posedat la centrul terenului de Vlad Morar. Foarte bine așteptat Morar. Trimite partea dreaptă pentru Iacobovici. Acesta este blocat de Drăghia. Și apoi Gabi Matei plasează perfect acest balon sub vară. 2-1 pentru ASEA Târgu Mureș. Și iată trupa lui